Bună ziua, bun ați venit în Genius Delta Resort. Astăzi vă prezent o preparat specific sârbesc care se poate mânca numai aici. El îl cheamă mușcalița din carne de porc. Eu sunt bucătar șef aici și mă cheamă Stanimir Patrașcović. Astăzi o să vedeți cum se prepară un preparat foarte delicios și foarte ușor de preparat. Se prepară din orice carne de porc. Noi acum o să îl preparăm din cotlet de porc. Se folosește ceapă tocată, ardei roșii și ardei galbeni și roșii și ciuperci. Din condimente folosim boia, piper, sare, verdeață și boia picantă. Ceapa se ia și se toacă nu nici mult mărunt, dar nici mare. Ardeiul se curăță și se pune pe grătar. Se pune și carnea la fel. Până se frige carnea la grătar, pe care o să las colegul meu să facă în continuu, în timp ce se frige carnea pe grătar, punem ceapa la calit. Să lasă focul mic la ceapă să se calească, legumele să lasă al dente, ca și carnea, și să ia de pe grătar. Grătarul îi dă numai un miros, dar nu se frige nici carnea, dar nici legumele să fie preparate până la sfârșit. Întâi se ia și se taie carnea la cubulețe mai mari. Carnea se ia și se pune peste ceapă, care în continuu se frige cu ceapa. Se lasă să frigă câteva minute ceapa cu carnea, în timp să taie ardeiul și roșiile care le-am pus pe grătar să se frigă o țâră să se coacă și să taie și așa la cubulețe mai mari, nu să taie mici, ca să nu se piardă, să rămână gustul la ardei și la roșii. Acum se ia legumea, când s-a fript carnea ca la 5 minute cu ceapa, să adaugă și legumea înăuntru. După care taie și ciupercile, ele se pun la sfârșit, în timp care când se frige, se adaugă boia picantă, sare, piper și boia dulce. Până se ele se dă la un foc mic, să lasă să se frigă, să iau și să adaugă ciupercile și verdeața. Ca la două linguriți de verdeață, pătrunjel. Aici merge numai pătrunjel, nu se poate pune nici eușan, nici marar, că îi strică gustul, că trebuie să aibă un gust deosebit. Legumea nu se călește puțin, nu se călește mult, că să rămână legumea întreagă și să nu-și piardă gustul, să nu fie prea mult fiartă, friptă. Mâncarea e gata, putem să o servim. O să vedeți cum se servește într-o farfurie. Aici avem ca de două persoane. Am folosit ca la 250 până la 300 de grame de carne, 2 ardei, 2 cepe și 2 ciuperci. Vă doresc poftă bună și vă așteptăm să veniți să probiți mâncarea asta deosebită plăcută.